Am venit pentru injectare la nivelul buzelor cu acid hialuronic pentru că am simțit o pierdere a nivelului de hidratare, mai ales la acest nivel, din cauza scăderii nivelului de apă în corp odată cu vârsta. Și văzând rezultatele doamnei dr. Luana Chiv la pacientele dumneaei, am decis că o minimă intervenție la ea va fi cea mai potrivită pentru mine. Am un mic complex cum că buza superioară este vizibil mai mică decât cea inferioară și doresc cumva egalarea acestora, deși știu că doamna doctor lucrează în normele naturaleții și mi-a explicat că de obicei buza superioară va fi mereu mai mică, dar mă aștept totuși să fie o îmbunătățire vizibilă. Injectarea buzelor cu acid hialuronic oferă o serie de beneficii pe lângă cel de volumizare, cum ar fi corecția asimetriilor și redarea unui contur foarte bine definit. Adesea ne confruntăm cu teama pacientelor de a nu se prezenta în cabinet din cauza durerii. Procedura se efectuează sub anestezie injectabilă sau cu anestezie topică pentru ca aceasta să resimtă un disconfort minim. Acidul hialuronic este un filler, o substanță care se folosește pentru volumetrie facială. Există mai multe tipuri de acid hialuronic, iar acesta va fi ales împreună cu pacienta în cabinet, urmărind obținerea unui rezultat corect estetic. Injectarea buzelor se va face cu un ac fin sau cu o canulă atraumatică, urmărind respectarea expresivității și dinamicii faciale. Există adesea teama pacientei că acidul hialuronic va migra și vom avea un aspect inestetic al buzei. Acest lucru se întâmplă în urma unei injectări incorrecte, dar și atunci când utilizăm o cantitate mult prea mare de acid hialuronic într-o singură ședință. De aceea avem această recomandare de a nu depăși cantitatea de 1 ml pe ședință și de a spația injectările la interval de câteva luni, când putem să urmărim pacienta și să obținem destinderea treptată a țesutului.